Salut, Andrei! Urmează partida cu Aerostar Bacău, liderul campionatului. Cum vezi această partidă pentru Oțel? Va fi un meci dificil. Este o partidă în deplasare. Aerostar, din câte știu, nu prea a pierdut puncte acasă. Este echipa de pe primul loc, dar noi mergem acolo să facem un joc foarte bun, să reușim să scoatem maximul de puncte și să ne întoarcem fericiți acasă. Mai crezi în șansele Oțelului de a promova în acest sezon? Este greu, într-adevăr, trebuie să fiu sincer, dar cu sunt șanse matematice, de ce să nu sper? Crezi că lupta pentru promovare se va da până în ultimul meci al acestui campionat? Dacă noi o să batem la Aerostar, așa va fi cu siguranță. Acum stăm la urmă la rezultatelor, deci nu avem ce să facem. Trebuie să câștigăm la Aerostar și să sperăm în ultima etapă. Mai sunt două etape de disputate în actuala stagiune. Pe total, până acum, cum ai putea caracteriza parcursul Oțelului în acest campionat? Eu zic că a fost un parcurs foarte bun, având în vedere că aveam o singură înfrângere, aveam cea mai bună apărare, dacă nu mă știu, din toate seriile de la Liga 3-a. Au fost unele jocuri care, cu puțină concentrare, puteam să le câștigăm. Dar eu zic că a fost un parcurs foarte bun, dar ne-a lipsit șansa la unele jocuri. Tu ești aici încă din vară, dacă nu mă înșel, ai disputat toate minutele pe teren pentru Oțel în acest sezon. Ce impresie ți-a făcut clubul, orașul, suporterii Oțelului? Da, am jucat toate meciurile până acum. Am o impresie foarte bună despre tot ce s-a întâmplat în acest an aici la Galați. Suporterii sunt minunați, chiar și cei care ne critică, știu că își doresc foarte mult de la noi. Oamenii din club, colegi, antrenori, toată lumea care face parte din acest club s-a purtat foarte frumos cu mine. Grupul este minunat și mă bucur foarte mult că am ajuns aici în Galați. Ți-ai dorit să rămâi și din vară la Oțel? Asta o să vedem după ce se va încheia campionatul. Mai sunt două etape, încerc să mă concentrez pe aceste două ultime meciuri și sper. Dar de ce nu să reușim să promovăm de anul acesta ca să continuăm la Liga 2. Dacă nu, vara este lungă, vom negocia, vedem ce se întâmplă și voi da un răspuns. Okay.